dumneavoastră, fiecare dintre noi, are o mică istorie. Istoria aceasta mică este o parte a marii istorii. Știm acum că pe frontul de răsărit au luptat peste 900.000 de ostași români și că pierderile au fost de aproape 80%. Să le povestiți nepoților și strănepoților dumneavoastră lucrurile pe care le-ați trăit. Să le povestiți așa cum s-au întâmplat. Chiar dacă poate vor fi opaci acum, în memoria lor va rămâne pentru totdeauna amintirea unui bunic, amintirea unui străbunic, ca o emblemă aristocratică a istoriei de familie, o istorie care vorbește de patriotism, de dragostea pentru țară.